Polițiștii din cadrul Școlii de Perfecționare a Personalului Poliției de Frontieră, alături de autorități locale și județene, au organizat un simpozion pentru a marca 160 de ani de la înființarea acestei instituții. La eveniment au fost invitați și foști directori ai Școlii de Perfecționare. Prin înaltul decret domnesc numărul 893, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, domn al Principatelor Române Unite, a unificat corpul grănicerilor din Moldova cu cel din Țara Românească într-un singur corp al grănicerilor. Ca națiune, ne-am format pe granițele marilor puteri de-a lungul vremii. La sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, reprezentanții Școlii de Pregătire Profesională a Personalului Poliției de Frontieră au organizat un eveniment pentru a marca împlinirea a 160 de ani de existență a Poliției de Frontieră. Foști directori au vorbit despre importanța acestei școli de pregătire și impactul pe care îl are asupra pregătirii polițiștilor de frontieră. Această școală, prin existența ei, n-a făcut altceva decât să dezvolte tot ce înseamnă structură polițienească pe specificul de acum și de atunci, în condițiile în care oamenii care au condus s-au dăruit instituții și au reușit. Am cu o recunoștință față de domnul director Colonel Scânteie, care nu este prezent astăzi aici, datorită căruia școala asta a fost reînființată. Pentru că nu mai avea personalitate juridică și era doar o anexă la Inspectoratul Județean și așa mai departe. Nu știu care a fost politica, nu judecă momentul istoric, dar a fost un moment important pentru școala Vindovăta Sfințeverii și pentru comunitatea noastră. La eveniment au fost invitați de asemenea și reprezentanții ai autorităților publice locale. De-a lungul a peste un veac și jumătate, Poliția de Frontieră a fost un pilon al securității și stabilității națiunii noastre. Este momentul să ne amintim și să onorăm eforturile și sacrificiile colegilor noștri, care și-au dedicat viața apărării granițelor țării. Munca lor, adesea desfășurată în condiții dificile și periculoase, a contribuit semnificativ la păstrarea integrității teritoriale și combaterea infracționalității transfrontaliere. Datorită lor, cetățenii României pot trăi în siguranță și liniște. Instituția pe care o conduceți face pași hotărâți, pași constanți, pași buni într-o direcție corespunzătoare. Sărbătorim așadar o zi frumoasă a unei instituții fundamentale a statului român, unei instituții cu vechime și tradiție considerabilă. Cu toate că atestarea oficială documentară a instituției se leagă de domnul nostru reformator Alexandru Ioan Cuza, ca și alte instituții, sigur că istoricul este mult mai vast. Aniversarea s-a încheiat cu o gradare înainte de termen pentru meritele excepționale în activitatea desfășurată a comisarului de poliție Trușculescu Ovidiu, care a primit gradul de comisar de poliție.